Aș vrea să ne pregătim inima și, ziceam, după bunul nostru obicei din 2021, aș vrea să deschidem Scriptura la 1 Petru, în capitolul 1, și să citim împreună versetul 13, 1 Petru, capitolul 1, și citim împreună versetul 13, și știți ce zice acolo? De aceea, încingeți-vă copțele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și mai zicem o dată. De aceea, încingeți-vă copțele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Aș vrea să ne deschidem inima și astăzi, puteți ocupa locurile, e ok, și să stăm în fața Cuvântului Sfânt. Vă spuneam data trecută că am început să analizăm împreună cea de-a doua expresie pe care Apostolul Petru o are și o rostește în acest verset, după ce ne-am ocupat împreună de... ce înseamnă să-ți încingi coapsele minții? Acum vrem să ne ocupăm împreună despre ce înseamnă să fii treaz. Și vă arătam data trecută că există mai multe expresii care în Scriptură desemnează aceeași realitate. De exemplu, băgați de seamă. Da? Să nu vă înșele cineva, avem expresia asta în Evanghelie de multe ori, avem expresia vegheați, avem expresia fiți treji, da? Toate aceste expresii, de fapt, vorbesc despre o singură realitate, și anume, că Dumnezeu ne cheamă să fim întotdeauna vigilenți, da? Să fim atenți, să fim cu toată atenția acolo. Vă spuneam data trecută că a fi treaz nu se referă la a fi treaz doar din punct de vedere fizic, să fii treaz din somn, da? Nu poți să stai decât o vreme treaz, continuu, să veghezi. Ci a fi treaz din punct de vedere spiritual înseamnă să fii conectat la Dumnezeu și sincronizat cu planurile Lui, da? Asta înseamnă să fii treaz spiritual. Să fii conectat la Dumnezeu, da? Să ai o legătură directă, o conexie bună cu Dumnezeu, un schimb real, concret, zilnic, între tine și Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește, tu îi vorbești lui Dumnezeu, da? Asta înseamnă să fii conectat cu Dumnezeu și sincronizat cu planul lui înseamnă să fii în același timp, da? Nu Dumnezeu astăzi pregătește un lucru și tu ești cu gândurile în altă parte. Și vă spuneam că în Scriptură găsim mai multe expresii care vorbesc despre asta. Și vă spuneam că acest domeniu în care Dumnezeu ne această expresie care ne spune să fim treji, se referă la mai multe domenii și v-am arătat data trecută cel puțin 5 domenii pe care le vom traversa împreună, în care această expresie are sens și se vede. Și data trecută am vorbit despre faptul că belșugul sau bunăstarea constantă și îngrijorările vieții acesteia, da? Preocuparea pentru viața de aici. Vă spuneam atunci că Dumnezeu ne arată că în momentul în care noi prioritizăm trupul în detrimentul sufletului, în momentul în care prioritizăm viața de aici, în detrimentul vieții care urmează, în acel moment noi suntem predispuși să adormim. Să ne întoarcem înapoi în așa stare de adormire spirituală. Că vă aduc aminte, vă spuneam că omul din punct de vedere spiritual poate fi doar în trei stadii sau în trei etape, da? Poate fi mort, fără simț spiritual. Pavel vorbea în Efesen, voi erați morți în păcatele voastre. Apoi poți să fii adormit, da? Adică desincronizat de planul lui Dumnezeu. Ai acces la ele dacă vrei, dar tu nu te interesează. Ești desincronizat. Ești cu a tale, Dumnezeu cu a lui, tu cu a tale, da? Și este starea de om treaz, care e și conectat și sincronizat. Și vă spuneam că vom studia împreună avertizările și astăzi vreau să mai trecem la o următoare avertizare care mi se pare foarte interesantă și care abia aștept să vă arăt. Ea mi se pare una dintre cele mai interesante avertizări pe care le lasă Iisus în Evanghelie.
Și hai să citim împreună din Matei, capitolul 24, versetul 4 și 5 și versetul 23 și 24. Și zice așa, Matei, capitolul 24, versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Versetul 23. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iisus ne-a avertizat despre un moment istoric în care oamenilor le va fi tot mai greu să-L recunoască pe Iisus. Și mi se pare atât de interesant lucrul ăsta. Iisus ne avertizează că s-ar putea, și sigur vine un moment, în care multora dintre noi le va fi foarte greu să-și dea seama cine este Iisus din cauza multor oameni care vor pretinde că ei sunt Iisus. Multor oameni care vor veni în numele Lui să declare lucruri și vor induce în eroare mulți oameni. Și când mă gândeam la cuvintele astea, mi se părea, nu, pare de dreptul imposibil. Cum adică să nu știi cine e Iisus? Cum adică să se mai ducă cineva în eroare în acest moment de maximă cunoștință, în care toată lumea are acces la Scriptură, în care toată lumea poate să cerceteze, în care ai atâtea biserici, atâtea lucruri, să nu mai cunoști pe Mesia, să-L încurci. Cum să nu-L recunoști pe Mesia? Cum să nu știi cine îi? Dar apoi, privind la viața din jur, la oamenii de azi, la biserica de azi, îmi dau seama că ceea ce spune Iisus este adevărat. Și nu numai că e adevărat. Mi se potrivește și mie. Și eu pot fi în situația de a putea fi înșelat cu privire la identitatea lui Iisus. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre cum poți să rămâi treaz spiritual, să nu fii înșelat, să fii treaz din perspectiva recunoașterii lui Mesia. În momentul în care Mesia va reveni, să știi că El și să nu pleci urechea la niciun alt Hristos mincinos, la niciun alt proroc mincinos, la niciun unei alte vești decât vestea care a fost adusă. Și de aia pun o întrebare care mi se pare pertinentă. Cum să-L recunosc pe Iisus? Pentru că Iisus ne avertizează, nu altcineva, că va veni un moment în istorie în care ne va fi greu să-L recunoaștem. În care bulversați de atâția Hristoși mincinoși, de atâția proroci mincinoși, de atâția oameni care vor pretinde că vin în numele Lui, vom fi bulversați, nu vom mai ști ce să credem. Și atunci întrebarea e cât se poate de pertinentă, pentru că noi nu L-am văzut niciodată pe Iisus în carne și sânge. Care dintre voi știe cum arată Iisus? Dacă L-ai via pe stradă pe Iisus, L-ai recunoaște? Nu. Singurii care au avut acest har au fost ucenicii de acum 2000 de ani. Doar ei L-au văzut pe Iisus. Înseamnă că Iisus nu se referă la o recunoaștere din punct de vedere fizic. Da? Pentru că dacă ar fi așa, ar trebui să ne fi trimis o poză cu El. Să spună, uite, ăsta ziua, uitați-vă bine la poza asta și atunci când vin să știți că ziua, da? Recunoașterea lui Iisus nu are de-a face cu fizicul. Pentru că altfel noi am fi nedreptățiți. Iisus se referă la mai mult de atât. Noi nu L-am întâlnit pe Iisus în carne și sânge, dar L întâlnim în fiecare zi prin credință. Amin. Și credem că simțurile înșală, în timp ce credința nu. De aia aduceți-vă aminte ce a spus Iisus lui Toma, este extraordinar. Și Toma, ferice, tu m-ai văzut și ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Noi suntem privilegiați să avem o formă de cunoaștere a lui Mesia superioară celei pe care au avut-o ei văzându-L. Aleluia! De aceea aș vrea să vorbim despre ce putem face pentru a păstra această cunoaștere a lui Iisus. Pentru că dacă ne uităm în contextul în care Iisus spune lucrul ăsta, pronunță avertizarea asta, vom vedea că este un context apocaliptic. Da? Matei 24 este un pasaj specific care vorbește despre sfârșit. Vă spuneam data trecută că în Matei 24 și în Marcu 13, marea eroare pe care o fac oamenii este că nu despart două evenimente care sunt puse una lângă alta. Și anume,
pe de o parte dărâmarea Ierusalimului și a templului, da? Ambele care erau elemente din legământul lui Dumnezeu fundamentale, lucruri care s-au întâmplat în anul 70, da? De-aia a spus Iisus că nu vor trece această generație de oameni până aceste lucruri se vor întâmpla. Iisus vorbea aproximativ în anul 37-38 și în anul 70, adică aproximativ 32 de ani mai târziu, Ierusalimul a fost distrus. Și Iisus vorbește pe de o parte despre dărâmarea Ierusalimului și a templului, iar pe de altă parte despre revenirea lui Hristos a doua oară. Da? Sunt două evenimente care sunt puse împreună, dar care totuși sunt diferite ca și moment în timp. Dar scenariul care însoțește cele două evenimente este unul similar și în același timp foarte înfricoșător. Vreau să o citesc împreună și să citiți împreună cu mine, citim versetul 15 în jos, ca să vedeți în ce context spune Iisus lucrul ăsta. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Cine va fi pe câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Când citești cuvintele astea, ți se zbârlește pielea pe tine. Nu? Și se strânge așa. Un scenariu terifiant. Hristos zice, dacă te prinde momentul ăla pe câmp, ia-o, arde-o. Nu mai sta. Dacă vei fi pe casă, nu mai te cobor în casă. Caută să sardă pe casă și du-te. Adică e un scenariu de drept apocaliptic, de frică, de teroare. Vă citesc de asemenea versetul 6. Veți auzi de războaie, de vești de războaie. Nimeni nu se bucură când aude de războaie. Care dintre voi jubilați când auziți că cineva începe un război? Nimeni. Și Iisus ne avertizează, vedeți să nu vă spăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete, ciumi. Scenariu. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Adică stați liniștiți că nu-i tot. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi omorâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Și în acest context, Iisus zice, în acest context de groază, de teroare, de presiune, Iisus zice, aveți grijă că se vor scula mulți Hristoși mincinoși care vor pretinde că sunt eu și vor înșela pe mulți. Simți așa cum te cuprinde un fior rece numai când auzi despre lucrurile astea. Și nu numai că la lucrurile astea îți toace, se adaugă avertizarea asta că într-un astfel de context s-ar putea să nu mai cunoști pe Iisus. Și ăsta e cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Să ajungi într-o clipă în viața ta în care să nu mai recunoști. Să nu mai știi cine îi. Asta înseamnă să adormi. În momentul în care te deconectezi de la Hristos și te desincronizezi de planurile Lui, nu mai recunoști. Și aș vrea să aflăm astăzi împreună ce putem face pentru a nu fi într-un astfel de pericol sau să evităm pericolul acesta despre care Iisus ne-a avertizat că va veni o vreme în care vom fi puși în fața unei deziluzii. Cum vom putea preveni această deziluzie? Și vreau să ne uităm la câteva lucruri scurte și apoi să ne pregătim să stăm la masă cu Domnul. Și primul lucru care vreau să-l spun este că primul lucru care poți face pentru a te asigura că acest moment de deziluzie nu te va cuprinde este să cunoști nu poza lui Iisus, ci și ce? Caracterul lui. Nu să cunoști poza lui Iisus, că n-ai cum, ci să cunoști caracterul lui. Lucru care te va face să-l recunoști în ziua aia. Unul din ele
va fi să-i cunoști caracterul. Cele mai multe încercări de a corupe identitatea lui Dumnezeu au fost cu privire la caracterul lui. Oamenii nu s-au chinuit să corupă identitatea lui Dumnezeu spunând despre el că îl cheamă altfel. Nu. Oamenii au început să corupă identitatea lui Dumnezeu încercând să modifice caracterul lui. Dumnezeu nu-i bun, Dumnezeu-i rău, Dumnezeu-i crud. Dumnezeu e un stăpân sadic care ne-a creat aici pe pământ, ne-a aruncat aici și ne lasă să ne chinuim singuri. Și oamenii încearcă să-l prezinte pe Dumnezeu și când vor să corupă identitatea lui, o fac corupând caracterul lui. Oamenii l-au făcut pe Dumnezeu mai greu de recunoscut, pentru că mereu și mereu i-au pus la îndoială caracterul. Și astfel, Dumnezeul de astăzi este Dumnezeul cu un milion de fețe. Fiecare are propriul Dumnezeu. Fiecare are un Dumnezeu croit după el, după cum îi place lui să fie. Deși culmea, toți spun că se închină același Dumnezeu. Eu mă tund la un șiit, la un musulman șiit și îi predic Evanghelia de fiecare dată, de-aia mă duc la el, îi predic Evanghelia și vorbesc cu el. Și când stăteam de vorbă zilele trecute cu el, m-am tuns, se vede, îmi vorbea și îmi spunea, dar noi avem același Dumnezeu. Și am zis, Hasan, nu cred. Noi nu avem același Dumnezeu. Și era șocat. Cum adică nu avem același? Noi nu avem același Dumnezeu. Dumnezeul meu e așa. Chiar dacă voi spuneți, musulmanii spun, noi avem același Dumnezeu, evreii spun, noi avem același Dumnezeu, creștinii spun, noi avem același Dumnezeu, hindușii spun, avem același Dumnezeu. Nu e același Dumnezeu. Bahai spune același Dumnezeu. Nu e același Dumnezeu. Oamenii au corupt identitatea lui Dumnezeu transformându-l într-un Dumnezeu al tuturor. Într-un Dumnezeu care se potrivește cu fiecare om. Pentru cel desfrânat, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu care oricum iartă orice. Dacă te duci și dai 200 de lire la biserică, Dumnezeu iartă tot. Te duci și te pui acolo pe pomelnic și te pomenește preotul sau pastorul, se roagă pentru tine și poți să-ți vezi de viață, că Dumnezeu te iartă. Pentru ce lacom? Un Dumnezeu care au lacom, e vorba asta mereu, bă, Dumnezeu ăsta, dar nu-ți pune mâna, nu-ți bagă în sac, trebuie să te duci tu, să faci, să dresi. Un Dumnezeu care e în permanent preocupat să-ți dea, atât ai tătă treaba lui. Lacom e un Dumnezeu care numai le dă, nu le ia niciodată. Numai, e în orice în Biblie că Iov, un om foarte bogat și ce-a zis? Domnul a dat, Domnul a luat. Cine a luat? Dumnezeu. Nu sabenii care i-au furat cămilele, i-au luat, ci Dumnezeu i-a luat cămilele. Nu arabii care i-au luat oile, ci Dumnezeu i-a luat oile. Iov se uită la toată pierderea lui, spune, Dumnezeu a luat. Știți că Dumnezeu mai și ia? Dumnezeu întinde mâna că ce-a în buzunarul tău și ia. Te face mai ușor. Ești greu, te miști greu. Zici că te miști greu, Dumnezeu mai ia de la tine. Ești mai fi mai ușor un pic. Pentru cel mincinos, un Dumnezeu relativ. Oh, dar Dumnezeu chiar e interesat de detaliile astea. Dumnezeu chiar e interesat că eu am spus că am fost în trafic când eu m-am trezit târziu, de-aia n-am ajuns. Pentru fiecare om, ei își croiesc un Dumnezeu după propria lor imagine. Și citeam în Psalmul 50 și vă provoc să citiți împreună cu mine ce cuvânt dur are Dumnezeu pentru astfel de oameni. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, vă rog să observați că oamenii ăștia care fac lucrurile astea nu erau oameni de parte, ci oameni care zic, eu sunt cu Dumnezeu, eu îl slujesc, îl iubesc, îl salui. Și în același timp, trăiau într-un fel total, total diferit. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Bârfești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și ascultați de ce oamenii au senzația că Dumnezeu îngăduie această malformare, această crearea unui Dumnezeu cu 1000 de fețe. Știți de ce? Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine.
Asta e marea problemă a oamenilor de azi, inclusiv în biserică. Oamenii au senzația că Dumnezeu este ca ei. Și de-aia au un Dumnezeu propriu, care îl croiesc după imaginea lor. Dar Dumnezeu ce dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Îți voi arăta că nu e așa. Oare cât suntem în această situație de a avea un Dumnezeu croit după noi? Lui Dumnezeu îi place exact ce ne place nouă. Lui Dumnezeu nu îi place exact ce nu ne place nouă. Dumnezeu e exact cum suntem noi. Asta e imaginea pe care au foarte mulți oameni. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu cineva și eram în București student și am încercat să discut cu el până când mi-am dat seama că n-are niciun sens. Omul credea și era să mă bată să-mi spună că în cer sigur se va cânta cu acordeonul și se va vorbi românește. Deci nu există altceva. Deci în cer se va vorbi românește și se va cânta cu acordeonul. Poate pentru instrumente, eu zic, poate și acordeon. Nu, numai acordeon, nu va fi nimic altceva în cer. Și când auzi oameni din ăștia care au senzația că cerul e un loc în care ei se vor duce ca să le placă lor. Să simte ei bine. Să fie croit după lucrurile lor, după nevoile lor. Aș vrea să spun că asta e o mare minciună. Dumnezeu nu este malformat după fiecare om. Da, Dumnezeu este bun, este îngăduitor, este iertător, dar privit din perspectiva corectă, Dumnezeu este sfânt și este drept. Dumnezeu trebuie să-L privim în întregime, spune Apostolul Pavel Romani, priviți deopotrivă și bunătatea, dar și asprimea lui Dumnezeu. Dumnezeu este în același timp și drept, și sfânt, și bun, și iertător. Cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu real? Într-o lume în care fiecare are propriul Dumnezeu, croit după El. Pe Iisus cel real. Și singurul mod în care poți face asta, știți care e? Să cunoști ce spune Dumnezeu despre sine. Am întâlnit de foarte multe ori în viața mea situații în care alți oameni au vorbit altor oameni despre mine și ei mă cunoșteau doar de vorbele altora. Și când s-au întâlnit cu mine, zicea, dar tu nu ești așa. Păi, de ce nu mai era pe mine? De atâtea ori mi s-a întâmplat mie să cunosc oameni din vorbele altora. Și când m-am întâlnit cu omul, să-mi dau seama că e total altceva decât spun oamenii despre el. Pentru că noi de atâtea ori ne mulțumim să-L cunoaștem pe Dumnezeu la mâna a doua, la a treia, la a patra, la a cincea, la a zecea. Când de fapt singurul mod în care îl poți cunoaște pe Dumnezeu este să știi ce spune El despre sine, nu ce spun alții despre El. Și ascultați ce spune El. Ioan 5, de la 37 la 39. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit, Dumnezeu a mărturisit însuși despre mine, spune Iisus, voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi, spunea fariseilor, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Și ascultați ce spune Scriptura. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Biblia este despre Iisus. Nu știu dacă știați asta. Biblia nu e despre istorii din Vechiul Testament, despre poporul evreu, despre... Nu. Biblia e despre Iisus. Toată Scriptura e despre El. Toată Scriptura vorbește despre cum a venit El în lume, ce s-a întâmplat, care a fost traseul lui Dumnezeu cu omenirea până la venirea lui Hristos. Toată Scriptura este despre El. Despre El. Despre Hristos. Scripturile vorbesc despre El. Și vreau să spun că când Iisus spunea asta, evreii nu aveau decât Vechiul Testament. Noul Testament nu era scris la ora aia. Când Iisus spune că Scriptura vorbește despre El, se referă la Vechiul Testament, la care noi ne blocăm până Levitic. Nu mai trecem, mai de ce cine a trecut la Levitic, deja e mult. La începutul anului. Numeri, gata. La numeri 10 s-a terminat. Cei mai mulți, dacă îi întreb în august, unde ești, numeri 10, zice. Numeri. Nu mai trecut, greu de acolo. Când de fapt tot este despre Mesia, despre Iisus. Și Scriptura ne arată tot ce trebuie să știm despre El. Și vreau să vă întreb ceva. Nu vi se pare interesantă tot această delăsare a bisericii legată de Biblie? Și cu durere vă spun, suntem cea mai analfabetă dintre generațiile, analfabetă biblic, dintre generațiile care au avut acces la Scriptură. Nu există nicio generație în ultimii 100 de ani
De când creștinismul în România a intrat puternic prin mișcarea penticostală și baptistă reformată, da? Deci lucrurile au luat amploare. În ultimii 100 de ani n-a fost nicio generație mai analfabetă biblică ca noi. Și gândiți-vă că vorbim despre generații care numai cu 50 de ani nu toți știau să scrie, nu toți știau să citească, nu toți aveau o Biblie, era greu să ai o Biblie. Și cu toate astea știau mai multă Scriptură decât știm noi. Știau mai mult despre Iisus decât știm noi. Sunt sute de pagini din Scriptură pe care nu le știi. Iartă-mă că-ți spun. Sute de pagini. Eu îți garantez că 90% din biserică, și dureros, mă doare, 90% din biserică nu au citit toată Biblia de la cap la coadă. 90%. Sunt sute de pagini pe care nu le-au traversat niciodată. Sunt zeci de istorii revelate de Dumnezeu în Scriptură pe care nu le-au citit niciodată. Nici nu știu că există în Scriptură. Și vreau să spun ceva. Toată Scriptura vorbește despre Iisus, nu doar Noul Testament. Nu doar Evanghelia după Ioan. Toată Scriptura vorbește despre Mesia. Toată Scriptura ți-l arată pe Hristos și imaginea Lui se întregește când știi toată Scriptura, când te adâncești în ea. Într-un astfel de context, avertizarea lui Iisus mi se pare foarte pertinentă. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. De ce? Pentru că mulți nu-L cunosc pe Iisus. După ce a spus El, ce a spus Vasile, după ce a spus Ion, după ce a spus nu știu care, după ce au mai citit ei, nu știu, ce au auzit dintr-o predică a mus 5 ani, atât e tot ce știe despre Mesia. Într-un astfel de context, vedeți cât e de reală avertizarea lui Iisus? Într-un context de oameni care nu mai cunosc Scriptura, care nu se îndeletnicesc cu Scriptura, care nu au timp pentru Scriptură, există șanse uimitoare ca mii și zeci de mii și milioane de oameni să fie întorși în altă direcție de oameni care vor pretinde că vin în numele lui Iisus. Există un traseu al maturizării, dragii mei, al maturizării în cunoașterea lui Hristos, pe care dacă nu îl parcurgem, vom fi mereu în pericol. Noi trebuie să ne maturizăm din perspectiva cunoașterii lui Hristos. Și ascultați ce spune Pavel. Că trebuie să vină un moment când vom ajunge toți la unirea credinței, da? A ceea ce crezi, cu a cunoștinței, cu ceea ce știi. Foarte mulți cred că dacă ei cred în toată inima și se roagă, e suficient. Nu, e foarte bine că te rogi. E foarte bine că ai credință. Dar credință fără cunoștință e o credință mică. Știai? Credința se dezvoltă în baza cunoașterii. Spune Apostolul Pavel în Romani, credința vine în urma auzirii cuvântului. Credința nu se dezvoltă fără Scriptură. Cine are senzația că dacă el ridică mâinile și se închină beton, dar Biblie ioc, se înșală amarnic. Uitați la toate mișcările astea moderne ale bisericii, toate au Scriptura la margine. La margine. Emoție, cântat frumos, dar Scriptură zero. Doar că Pavel spune să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De ce? Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Ci credincioși adevărului. Care adevăr? Aci. Nu este alt adevăr. Adevărul e ăsta. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică la Hristos. Dacă vrei să îl cunoști pe Hristos, dacă vrei să n-ai îndoieli atunci când va reveni sau când vor veni alții numele Lui să-i recunoști, trebuie să-i cunoști caracterul. Și caracterul se bazează pe ce a spus El despre sine. Și asta e Scriptura. Asta e Scriptura. Și repet, aveți îndoieli că suntem într-un astfel de context? Priviți câte mișcări creștine au apărut în care Hristos este doar în mijloc pentru a obține lucruri pentru noi. Joel Austin, da? Dau un exemplu care e un predicator nociv și sunt zeci și sute de oameni care îl ascultă. El are treabă cu Hristos. El îl folosește pe Hristos și tot ce este în jurul îl folosește pe Hristos pentru binele tău. Tu să te simți bine.
Să simți că poți. Hristos e pentru tine o locomotivă care trage la trenul tău. Bou care trage, iertați-mi expresia asta, la carul tău să-l împingă. Dar central ești tu și eu. Atâtea mișcări de genul ăsta care l-au pe Hristos doar un mijloc. Am vrut să vă pun asta, după aia m-am răzgândit. Am văzut un video în care un pastor african pretindea că știe numărul de telefon al lui Dumnezeu și vorbește cu el la telefon în timpul predicii. Și oamenii au întrebări. Și el de la telefon stă la telefon și le postește la oameni ce îi spune Dumnezeu pe telefon. Și se pare de-a dreptul ridicol, nu-ți vine să râzi. Dar aici în sală sunt mii de oameni care îl ascultă. Pe un tip care pretinde că el știe numărul de telefon al Dumnezeu. Cum se poate ajunge la o astfel de situație? Știți cum? Pentru că nu mai avem Scriptură. Pentru că cine citește Scriptura, cine se îndeletnicește cu adevărul, cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște caracterul lui și își dă seama imediat cum acționează Dumnezeu, ce face Dumnezeu, cum îi Dumnezeu, ce acceptă Dumnezeu, ce refuză Dumnezeu, ce îi place lui Dumnezeu, ce nu îi place lui Dumnezeu. Dar asta nu le afli de la mine doar. Le afli din Scriptură. Din Scriptură. Tu cât de bine îl cunoști pe Hristos? Pe Hristosul Scripturii. Nu pe cel pe care l-ai proiectat în mintea ta. Poate n-ar fi rău să începi să citești Scriptura, să vezi dacă Dumnezeu în care tu crezi e același cu Dumnezeu care îl prezintă Scriptura. Ar fi foarte interesant să afli că multe din lucrurile care ți se par ok, lui Dumnezeu îi se par strâmbe. Îl cunoști pe Hristos doar cunoscând ce a spus El despre sine. De asta astăzi, pentru că oamenii nu mai cunosc Scriptura, nu cunosc pe Dumnezeu. Învățătura despre sfințenie, despre înfrânare, despre smerenie, despre ascultare sunt atât de greu de suportat pentru urechile noastre. Predică despre păcat, despre chemarea lui Dumnezeu la sfințire, la înfrânare. Predică împotriva lăcomiei, să vezi ce reacție au oamenii în inima lor. Nu mai vrei să auzi așa ceva. De ce? Pentru că noi avem un Dumnezeu total diferit de Dumnezeu Scripturii, mulți dintre noi. Pentru că nu suntem oamenii Scripturii. Dacă vrei să nu fii în pericolul de a accepta un Hristos fals, trebuie să cunoști caracterul lui Hristos. Caracter pe care îl descoperi aici. De aceea vă spun să ne trezim. Să ne trezim, să ne conectăm la adevărul lui Dumnezeu de aici. Să ne sincronizăm cu planul lui Dumnezeu care le găsim de aici. De aici. Iubiții mei, încă o dată vă spun avertizarea asta cu toată inima. E foarte bine să ascultați predici. E foarte bine să ascultați, nu-i rău. Dar dacă tu nu ai un filtru stabil, tu nu cunoști Scriptura. Un om care cunoaște Scriptura poate asculta orice predică. Pentru că el știe dacă e biblică sau nu. Un om care nu cunoaște Scriptura poate fi dus în rătăcire. Și te trezești deviat. De aia, înainte de a asculta, citește. Fii sigur că ai Scriptura la îndemână. Îmi place ce spune Pavel despre cei din Berea. Atunci când Pavel predica și era Pavel, nu era eu sau nu știu cine, era Pavel. Cei din Berea luau acasă Scriptura și ceea ce o predica Pavel astăzi. Bă, uite că Pavel zice bine, e biblic. E de aici. M-aș bucura să știu că și voi faceți asta, inclusiv cu predicile mele. Bă, ce-o predicat pastorul astăzi la biserică? Bă, asta, ia să iau Biblia să văd eu. Așa e cum zice el? Și dacă nu-s biblic, să-mi scrieți. Bă, frate, nu ești biblic. Și dacă nu-s biblic și voi îmi dovediți, eu retractez public. Eu nu vreau să prezint un Hristos fals, ci un Hristos real, biblic. 1. Dacă vrei să îl recunoști pe Hristos, trebuie să cunoști caracterul lui. 2. Trebuie să îl recunoști ca singurul mântuitor. Ce înseamnă asta? Hai să vă întreb ceva. Știți ce înseamnă Hristos? E un cuvânt care îl folosim la biserică de, cred că, sute de ori. Ce înseamnă Hristos? Iisus Hristos. Hristos. Ce înseamnă? Hristos înseamnă Mesia. Da? Cuvântul evreiesc este Mesia, cuvântul grecesc este Hristos, pentru că Hristos nu este un nume, este un titlu. Și înseamnă unsul, cel uns de Dumnezeu, cel ales. Când spui Iisus Hristos sau Iisus Mesia, spui același lucru, spui Iisus unsul lui Dumnezeu. Alesul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, da? Asta înseamnă Hristos. Acest titlu subliniază poziția unică pe care Hristos o are în univers. Nu mai există nimeni asemenea lui Hristos în tot universul. El este unul singur,
Iisus, Mesia. Amin. Nu este altul. El are o poziție unică. Încă de după căderea omului în păcat, Dumnezeu a promis, dacă vă uitați în Geneza capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu promite o soluție de eliberare și spune, sămânța femeii, cel ce se va naște din femeie, va zdrobi capul șarpelui. Cel ce se va naște din femeie, care s-a născut din Maria, nu este altul decât Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru păcat. El este salvatorul. Înainte de a veni în lume, dacă vă uitați la începutul Evanghelilor, în Matei, în Luca, veți vedea că îngerii profețesc despre el ce? El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Aceea se numește Iisus. Dumnezeu mântuie. Da? Asta înseamnă Iisus. Asta e cuvântul tradus. Da? Iisus înseamnă Dumnezeu este mântuire sau Dumnezeu mântuie. Așadar, El este unicul care poate salva. Nu este altul. Pentru că spune Scriptura și citez Fapte, capitolul 4, versetul 12, ucenicii rostesc un adevăr care se duce până la finalul istoriei. Zice așa, în nimeni altul nu este mântuire. În nimeni. În nimeni. Nici în Buddha, nici în Allah, nici în Krishna, nimeni. Nici în energii pozitive, nici în fapte bune. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Hristos este singurul care mântuie. Dar Iisus ne avertizează că pe fondul instabilității și a pericolelor din vremea din urmă, a disperării, a fricii, să nu cumva să credeți că nouă luni va fi frică. Când vremurile se vor strânge, vom experimenta momente de frică. Chiar dacă vom fi curajoși. Și Doamne ajută! Știți cum se definește curajul, apropo? Să fie frică, dar să nu știe nimeni. Asta e curajul. Dar multora le se pare că cei care au făcut acte de curaj au avut inima bravă, nu, le-au tremurat inima în ei de frică, dar au învins lucrul ăsta și au plecat înainte. Și Iisus ne avertizează că într-un context în care și nouă ne vom fi vulnerabili, ne vom gândi la noi, la familia noastră, la viitor. Și acele vremuri nu sunt așa de depărtate. Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim pentru ele. Și de-aia vă recomand, când mai prindeți câte un moment, cântați cântarea asta pe care o cânt tot mai des în ultimul timp. Anii care au trecut, o cânt și o cânt tot mai mult. Și știți ce zice cântarea asta? Chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lanțuri și rușine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Superbă cântare, puteți cânta acasă, e extraordinară. Pentru multe situații în care am putea fi expuși, vă pregătesc să ne pregătim mintea pentru multe situații la care nu măcar nu ne gândim astăzi. Și Iisus ne avertizează că într-un astfel de context am putea fi tentați să înlocuim credința că El este unicul salvator și să ne încredem în salvator fals. În contexte de disperare, de frică, vom fi tentați să nu ne mai încredem total în Hristos și să ne încredem în salvator fals de moment. Când Iisus spune că vor veni mulți Hristoși mincinoși, putem înțelege și faptul că mulți vor veni și vor... Nu neapărat că mulți vor veni și vor spune eu sunt Iisus. Ci că vor veni oameni care să ne facă să ne punem încrederea în ei pentru salvare. Pericolul există să vină oameni care să ne facă să ne încredem în ei pentru salvare, pentru mântuire. Și lucrul ăsta se va întâmpla pentru că spune Iisus că acești oameni vor avea inclusiv puterea să facă miracole. Și vreau să spun ceva, noi oamenii suntem foarte sensibili la miracole. Când este câte un miracol, fai, gata, se predau toți. Să știți că întâi trebuie verificat adevărul și apoi miracolul. Nu contează că s-a întâmplat. Dacă vă uitați în Scriptura, vezi că e important să știți Scriptura. Spune Moise în lege că dacă va veni un proroc și va vesti un semn sau o minune și semnul acela se va întâmpla, și apoi va zice, hai după Dumnezei străini, ce să faci cu el? Scoate-l afară și elimină-l. Nu există. Aș vrea să vă provoc
și să înțelegeți că prin faptul că acești oameni vor veni într-un moment de criză, de instabilitate, când vom avea nevoie să simțim că cineva e de partea noastră. Și mai mult vor avea puterea să facă miracole, minuni, semne, vindecări chiar. Dar atunci ne vor crea impresia că ei sunt salvarea de care avem nevoie. Și ne vor muta credința dinspre Dumnezeu, dinspre Iisus, înspre ei. Dar vreau să fac un avertisment astăzi pe care să-l ține minte. Orice om, indiferent de lucrurile pe care le face, este doar om. Să nu vă credeți în oameni. Să nu vă puneți încrederea în oameni niciodată. Și nu lăsați pe alții să-și pună încrederea în voi, în așa fel încât să înlocuiască încrederea în Dumnezeu. Eu m-am prăjit în viața asta și Dumnezeu m-a lăsat să mă prăjesc de atâtea ori, când în sinea mea, fără să-mi dau seama, m-am încrezut mai mult în oameni decât în Dumnezeu. Aveam o nevoie, aveam o situație în care aveam nevoie de să fiu ajutat. Și m-am încrezut mai mult în oameni și am crezut că dacă oamenii mi-au promis, mă vor ajuta. Și nu m-am mai dus la Dumnezeu. Și n-am mai așteptat ajutorul Lui, ci așteptam ajutorul oamenilor și m-am prăjit. Și am făcut un legământ cu mie și Domnul să mă ajute să mă țin. Eu nu mă mai încred în oameni. Nu că n-am încredere în oameni. Am încredere în oameni. Le dau credit. Cred cuvântul ce îl spun. Uneori prea mult. Și asta doare câteodată. Dar nu vreau să refuz asta, să fac în continuare. Dar eu nu-mi pun încrederea în oameni atunci când trebuie să mă încred în Dumnezeu. Pentru că orice om este doar om. Iar dacă vreo clipă vă sugerează cineva să aveți încredere în el, că el vă va salva, dacă cineva îți va șopti și așa ușor, fie că este un lider militar, fie că este un personaj înalt sau un profet sau oricine vreți voi, dacă îți sugerează ideea să te încrezi în el, întoarce spatele și fugi! Să n-ai nicio legătură. Pentru că vă dau un exemplu. Prin natura slujbei, oamenii se lipesc de mine și pentru o clipă îi ajut. Și v-am mai spus asta. Dar în momentul în care simt că cineva se lipește mai mult de mine decât de Hristos, îl dau afară din viața mea. Îl scot pe ușa afară, nu mai răspund la telefon. Uneori tratamentul ăsta doare. Și mulți se revoltă și trec așa pentru un travaliu. Dar apoi le face bine. Pentru că nimeni n-are voie să mă înlocuiască pe mine sau pe voi cu Hristos. Și nici noi n-avem voie să înlocuim pe nimeni. Să punem pe nimeni în locul lui Hristos. El trebuie să fie singurul salvator, singurul mântuitor, singura soluție. Dacă tu fugi mai repede la cineva decât la Hristos, ăla e o problemă. Dacă eu fug mai repede la altcineva decât la Hristos, eu am o problemă. Iar dacă omul ăla îmi sugerează să facă asta, întoarce spatele și tai-o, pentru că ești în pericol. Și vreau să întreb, tu în cine te încrezi pentru mântuire? În cine te încrezi? Și ultimul lucru. Spuneam că singurul mod în care vom fi gata să-L primim pe Hristos fără să fim în dubii, fără să avem incertitudini cu privire la identitatea Lui, este să-I cunoaștem caracterul, caracter care îl cunoaștem din Scriptură, de aici, de la adevăr. Să ne încredem în El ca singurul Mântuitor, indiferent de perioadele prin care vom trece. Nimeni nu ne poate salva decât Hristos. Și vreau să spun ceva. El va fi cu noi. El ne-a promis și iată că eu sunt cu voi în toate zilele bune, rele, triste, zile de spital, zile în care trecem până accident, zile în care nu avem, zile în care avem prea mult poate, zi, orice zi. Hristos va fi lângă mine. Eu nu o să plec niciodată. Nu-L înlocui ca salvator. Nu-ți pune încrederea în bani, nu-ți pune încrederea în oameni, nu-ți pune încrederea în lucruri, nu te baza pe gândurile tale, singura salvare să-ți fie El. În momentul ăla vei fi pe traseu. Și ultimul lucru. Dacă vrei să nu fii printre aceia care îl vor pierde din vedere, rămâi lipit de el. Hai să vedem cum putem face asta. Ascultați ce spune Iisus. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia ziua de apoi. Ioan 6:54. Versetul 5:6 din Ioan. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, ascultați, și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Cel mai intim mod în care poți să rămâi conectat cu Hristos, știi care e? Să stai la masă cu El.
Cel mai intim mod în care poți să rămâi conectat cu Hristos, El să te umple. Cel mai sigur, sau între cele mai sigure moduri de a-L cunoaște pe Hristos, este să te umpli de El. Cum să te umpli de El? Stând la masă cu El. Hristos zice clar, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în El. Și ascultați și ce El, Ioan 10, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc și ele vin după mine. Odată ce ești constant în relație cu Hristos și te umpli de El, știi ce se întâmplă? Te obișnuiești cu glasul Lui. Începi să auzi vocea Lui mai bine. Și vreau să spun ceva. Dumnezeu vorbește și vorbește tuturor, doar că de atâtea ori noi suntem prea surzi să-L auzim. Și când stai la masă cu Domnul și te umpli de El, și ce se întâmplă cu tine? Te sincronizezi cu vocea Lui. Te sincronizezi cu planul Lui pentru tine. Te sincronizezi cu ceea ce vrea Dumnezeu de la viața ta. Te sincronizezi cu scopul lui Dumnezeu, cu lumea asta. Și începi să-ți dai seama că atâtea lucruri pe care noi le căutăm n-au niciun sens. Dumnezeu nu le valorifică deloc. Și atâtea lucruri pe care le omitem și le lăsăm deoparte, Dumnezeu le consideră esențiale. Dar în momentul în care stai la cină și stai în părtășie cu El și te gândești la El și El te umple, începi să vezi, să se deschidă ochii și să-L auzi. Vreau să închei astăzi. Cum poți să te asiguri că îl vei recunoaște pe Mesia? Trei lucruri simple. Unu, cunoaște caracterul. Dar cunoaște-L din ceea ce El a spus despre sine în adevăr. Și aș vrea Dumnezeu să ne ajute să rupem această povară care stă asupra noastră, să fim cea mai analfabetă biblic generație. Dumnezeu să ridice în biserica noastră oameni care să cunoască Scriptura. Și noi să fim acei oameni. Să ne dea Dumnezeu pasiune pentru Scriptură, pentru că dacă nu ești în pericol. Doi, să-L păstrezi pe El, să-L recunoști pe El ca singurul salvator. Într-o lume care se vor propune atâtea salvări, atâtea soluții de mântuire, atâția oameni care promit că ei te vor ajuta, ei te vor izbăvi, ești tentat să-L înlocuiești pe Hristos. Fără să-ți dai seama, pui în locul Lui oameni, job-ul tău, planurile tale, conturile tale, nu înlocui pe Hristos. Pentru că ăsta e primul pas. Oamenii aceia în zilele grele, tulburi, te vor chema să spui încredere în ei pentru salvare și atunci te-ai deviat. Și al treilea lucru, rămâi lipit de El. Rămâi plin de El. Cum? Stai la masă. Stai la masă. De aceea vă chem acolo unde sunteți să vă ridicați în picioare și aș vrea să rostim binecuvântarea Domnului și invit pe fratele Grigore aici în față să vină să frângă pâinea. Eu mă voi ruga pentru elemente și apoi aș vrea să ne împărtășim.